Salut toată lumea și bine mă găsiți la un episod. Astăzi facem un nou videoclip de Minecraft Bedwars. Atenție, facem un nou videoclip de Minecraft Bedwars. Dar astăzi a venit Răzvan la mine acasă și am zis: bă frate, am nevoie neapărat, pentru că eu pe Minecraft nu știu să fac muna. N-am nicio treabă cu bridge-ul, n-am nicio treabă cu alții. Și am zis să-l chemăm pe Răzvan și să ne veți acolo forța. Adică, bă, Felipeoră. Atâta e bugetul clipului acesta, adică n-aveți ce să facem altceva. Care, bă, care 100 de euro? Ăsta e cel mai fain. Îi dau șpa, hai că îi dau șpa dacă e. Nu uitați de like, subscribe, clopoțel, follow pe Instagram, TikTok, toate alea, avem fantome în casă. Așa. Știi de cele singure, chest pe fantom. Bun, băi, și mai întâi, pentru că eu nu știu să fac moonwalk și am zis că Răzvan e în față de episodul ăsta, o să facem un switch foarte, foarte, foarte rapid, adică Răzvan o să fie aici și eu acolo, adică o să ne schimbăm locurile, așa că, hai, 3, 2, 1 și... Bun, băi, acum suntem aici în practice, pentru că, bă, trebuie să vă vețe cum trebuie Răzvan și eu să fac el o demonstrație prima dată. Să fac de cât mai multe locuri. Da, mă rog. Mă rog. Bă, deci e insane, uitați-vă și voi și la... Deci, ca să înțelegeți, nu e la setup-ul lui și tot face de 15-20. Bă, e insane, mă, n-ai ce să-i faci. Face că fate mai multe deodată, adică nu fac, mai opresc la una, două, mă întreb. O să fie greu să te învăț că trebuie să le apeși pe ambele deodată, nu știu dacă de cum ești lăsat pe setup-ul tău, ar trebui să le apeși ok cât de cât măcar. Cel puțin mai bine decât la mine. Ok? Opa! Am dus prea în dreapta, mai continuăm. Bala F5. Face cu F5, omul. Stai. Fii atent că face pe F5. Solul. Mamă, dar am făcut off camera parcă de 12. De opa. Deci spuneți-mi un român. Cineva din România care a mai făcut asta, că băi, chiar curios. Uite, ești tu! Dude, e prea insane omul. Oh my fucking god. Uite, fă un album, încearcă să faci un album și după zic că... S-o las pe asta pe mare. Da. Bă, what? Deci voi, cred că așa trebuie să facem unul, altfel nu dau seama ea. Ok, hai să ne băgăm și noi la treabă, voi să facem, să facem switch-ul că... What the fuck? Bun, băieți, acum sunt eu, adică o să vedeți, deci de la Godbridge, de la Moonwall, de la toate nebunile, o să vedeți, na. Mi-a n-a făcut Godbridge, oricum a făcut de el. Mă like. Nu știu ce. Asta a fost, asta a fost o demonstrație, gen. Corect, corect. Nu știi tu. Bun, deci cum trebuie să fac? Deci spunem pe taste și toate astea. Cursorul trebuie să fie așa, aici. Ok. Între jumătate și stânga, știi? Mm-hmm. Sau, în fine, cum îți place. Ori da, așa. Da, eu nu-l fac așa. Mi se pare gen așa. Deci, cam pe aici, știi? Mm-hmm. Între jumătate și stânga. Cam așa. Și după, fix în același timp, te desprinzi de platformă cu D-ul, știi? Mm-hmm. Cu A-ul și D-ul. Apeși pe ambele deodată. Uite, așa, știi? Și după, când te desprinzi de ele, cu cursorul de aici, încerci să ții doar pe A apăsat, gen ții apăsat pe A în continuu, și să apeși în același timp D-ul și mouse-ul, știi, așa? A, deci din toate, da. Din toate A, D și... A, D și... Atâta. Mouse, adică... Da, A, D și mouse. Ia să vedem dacă putem. Deci, bă, ar trebui să dau microfonul ăsta așa. Ia, deci... Nu, mai departe, cât poți să te desprinzi tot, așa? Așa, așa. Deci, evident, eu cum... Îmi place că îți sparge blocuri. Pică... Așa. Ok, așa. Deci, cu ce începi prima dată? Dau gen...
Cursorul să fie în stânga acolo. Așa? Nu, mai să. Nu, gen, uite așa. Să fie cursorul în așa fel încât tu să nu fii drept, așa, mm-hmm. știi? Gen, să fii mai înclinat, așa. Ah, și să fie cursorul pe aici, știi? Între ăsta și jumătate. Știi, cam pe aici. Și apeși AD prima dată, gen ambele deodată, după ți-a apăsat doar AU, știi? Și după dai ambele deodată, D-ul cu click-ul. Trebuie să ți-a apăsat AU, nu trebuie să-l... Oameni, bă, dar știi ce se pare insane, nici nu știu. Deci, între astea două așa? Da, fix așa. Gen, deodată AD și... Deodată A și D. Și după ți doar au dacă e data gen asta trebuie să faci o chestie gen sau gen când apeși cu pe D în același timp D-ul cu mouse-ul, știi? A gen cum ar veni deodată așa, nu? Uite așa. Așa. Deci uite așa. Le apeși pe ambele. Ok. S și D. S, eu ți-am spus A. Da, mi-ai zis. Gen S și D, doar A e nu mai știu. Ca să te duci mai în stânga sau cum? Da, doar în caz că vrei să te duci mai în stânga, în caz că nu merge să te duci, uite, în așa pe practic poți să bagi și au, dar e mai greu. În fine, deci S și D le bagi așa și după așa cu mouse. Știi? Și în așa fel încât să se pună blocurile, gen nu faci în continuu așa spamezi. Ah, ok. Că dacă spamezi, poate nu se pun blocurile, poate. Deci S și D. După da. Gen cu ce dau? Cu numai cu... Deci, ții S și D apăsat, în după da S apăsat. Și după apeși D. Continuu, știi, cu mouse. Ok, boys, e insane cineva să răzbună aici. Mai în stânga. Așa. Aici? Da. O, și te duci așa. Da, să nu îl transform în Godbeach. Da. Că, ca să nu transform în Godbeach trebuie să dai D-ul. Gen în același timp cum am spus. Uite, ceva de genul. Băi, ești nebun. Da, ceva de genul, dar trebuie mai... Ăla a fost Godbeach. Băi, insane, mă. Stai, deci. Mai așa asta. Ia, îl învățăm 4 de metri. Ăla a fost da, Godbeach. Da, îți spui așa... Cursorul dacă o să vede. Da. Ăla e Godbeach, trebuie să apeși D-ul mai mult, știi? Încearcă să fii pe stânga și să apeși D-ul mai mult. Deci să fii mai pe stânga cu cursorul și așa. Și cu corpul. Uite ceva de genul. Da, parcă tot te duce în dreapta, știi? Ai văzut? Da, da. Păi asta e că trebuie să ții apăsat. Deci trebuie să ții apăsat, uite, doar atâta. Nu atâta, știi? Gen... Așa, după ți-a apăsat și faci așa, știi? Mamă. Deci voi acum, voi vedeți absolut asatura, vină ca și tot răzvan să te uiți acolo, să vezi dacă e bine, dacă profesional. Da, e ca lumea, ca lumea. Toate alea. Bun. Deci aici sunt eu, microfonul, toate alea vedeți aici. Bun. Hai să vedem dacă, deci, Răzvan îi explică de S și D, de click dreaptă, de toate alea. Ok, ai făcut un bloc. De două, ok. Ăla n-am mai fost Godbeach, mai apăsat de multe ori du. Gen, se vede când e manual pentru că se vede că te duci în dreapta de multe ori. Pe când Godbeach stai pe loc. Și manual cu e un pic mai greu de făcut decât Godbeach. Wow. Mai OP decât Godbeach. Ăsta, Godbeach, dacă l-ai învățat, n-ar dura chiar așa foarte mult. Deci? Durează mai mult, da. Manual cu e, cred că... Top 2, top 1 cel mai greu, cred că top 2. Oh. Pe primul loc e parcă Brizzling-ul sau nu mai știu. Da, Brizzly, Bridge. Ceva de genul, nu mai știu. De trebuie să te duci stânga de rapta, știi? Ăla e cel mai bun. Unul... nu? Da. Știi care este? Că ăla e unul dintre cele mai proaste. Și de ce? Pentru că n-ai nici viteză și e și extrem de greu de făcut. Deci ăla nu merită să-l vezi, chiar nu merită. Hai că dați seama dacă dai aducă, te miști greu. Hai, aude. Bă, dar cel mai clasic bridge ăsta e. Ăla. Adică n-ai cum, dude, să nu îl faci, adică... E Steve Quick Draft. Foarte mult nu știu să-l fac. Zici? Da, foarte mult. Bine, am văzut că foarte mulți... Dacă ți-am văzut pe Bedors care folosesc ăsta normal... uite, nu, nici asta e. Nu, știi care am văzut eu la player gen unii care se ascultă de Minecraft? Așa fac, boys. Uitați-vă doar la gen. Nu mai vă uitați la tot, uitați-vă doar la joc, gen.
Exact, așa, adică nici... Da, țin click și... Adică nu mai pui click, nu mai pui shift-ul, nu mai... Sau da, țin click și fac așa. Adică... Mai ales dacă te apuci de Minecraft, de așa fac. De așa fac. Uite așa. Da, uite, da, 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 da. Asta e primul joc, primul, cel mai prost bridge din toate. Asta e cel mai prost bridge. Clasic, clasic rău. Hai că ne punem și căștile pe cap, boys. Asta e o rundă, o rundă, atenție, care jucăm gen un match, efectiv. Acum sunt pe setările Răzvan aici, frumos. Na, sensibilitățile. Nu, păi, oricum e cu 4 sensibilități. Da, oricum nu contează așa mult. Hai că îl dă pe Quick Pro să fie 80. No, ok. Hai că lăsăm pe 80. Se pare cam puțin 80. Da, păi... De papră cam puțin, mi se pare extrem, extrem. Da, păi... Bă, am zis, oameni buni, oricum e diferit când te joci la altcineva pe setup și pe astea. O să încercăm să ne ducem la o echipă, să mai facem una alta, pentru că am zis, bă, episodul ăsta doar mă învață Răzvan, așa că am zis, bă, hai să mai facem și eu una alta. Și am făcut și un manual de 19 blocuri aici. Exact, stai așa să vedem dacă te auzi și tu, te auzi, perfect. Da. Bun. Roz. Da, ce ne place nou. Da. Ești ninja, prins, nu mai știu să fac, ești nebun. Thanos, ce faci, mă? Păi uite-l pe Thanos și vine la mine. Thanos nebun, nebun, am mâncat să pun. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Moară-l întâi. Unde e ăsta, mă? Ia. Unde ești, bossule? Ia. A, vrei să mă împingi de acolo, gen? Wow. Ești mișto totul. Du-te pe el. Bossule, bossule, ești mordă. Așa. Vreau să mă... Hai, fă mână. Fiți atenți, moonwalk și gata. Moonwalk și se cheie episodul aici. Ce-a fost? Oh, subscribe!